grupul vocal al Bisericii Romano-Catolice, dirijată de Loții Piclor. Doamnelor și domnilor, să ne mulțumim cu bucurie! Vă mulțumesc pentru aplauze. Întotdeauna când primim aplauze, atunci ne putem gândi cât suntem de buni sau cât nu suntem de buni. Nu asta contează. Aplauzele însă le dăm mai departe Domnului Dumnezeului nostru, pentru că așa este vrednic și drept. Noi, comunitatea, de fapt o comunitate ecumenică mică, sunt mai mulți copii care vor și care merită să se ocupe, să fie ocupați, și prin aceasta lansez un îndemn. Sunt aici în sală toți până la unul adulți, sunt părinți. Acești părinți, printre care și eu, cel mai bun lucru care poate exista în viața unui părinte este dialogul cu copilul său. Să știți că așa cum părintele ia contact, se ocupă de copilul lui, așa își va forma copilul relația lui cu Dumnezeu. Așa își va forma această chemare înspre un dialog constructiv cu Dumnezeu, și prin aceasta, încă o dată vă spun, merită să vă ocupați de copiii voștri, pentru că în ziua de astăzi, să știți că mai ales vine perioada sărbătorilor, nu încarc cu jucării, este ceea ce își doresc, cu toate că ne îndeamnă și ne tot roagă să le luăm și una și aia. Nu asta este ceea ce își doresc. Sufletul trăiește doar din prezența copilului în preajma părinților, prin joaca și prin interactivitatea dintre părinte și copil. Cu aceasta vă rugăm să-i ascultați și pe acești 5 copii și să-i aplaudați.